am fost printre cei care a căutat adevărul în spatele decesului Ilenei Ciuculete și a tot ceea ce s-a întâmplat după aceea în viața fiilor, a familiei, a modului în care lucrurile s-au întâmplat de multe ori nedrept în această poveste. Ce s-a întâmplat însă cu băieții în ultimii 4 ani de când nu ne-am mai văzut, veți afla acum, pentru că alături de noi sunt Mugurel și Cristi Sfetcu, fiii Ilenei Ciuculete. Urmăriți! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să trăiți, să trăiți! Bine ați venit! Luați loc! Să trăiți, să trăiți! Da! Împreună cu Mugurel și cu Cristi am fost pe baricade în momentul în care trebuia restabilit adevărul. Pe de altă parte însă, cu siguranță că dincolo de tot ceea ce a însemnat această luptă pentru ca ceea ce ei meritau să primească să intre pe făgașul legii, că despre asta era vorba, nu era vorba decât altceva despre lege, era ceva mai mult. Astăzi vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă în sufletul lor, dar și cum s-a finalizat. Eu am învățat de la maestrii ai mei, cum ar fi domnul Ion Cristoiu sau domnul Stanca, să urmărești o poveste până la final. Noi urmărim povestea până la final. Bun găsit, băieți, Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Ia uite ce frumos ce înseamnă să cântem împreună, le spun în cor, pac, frumos. În primul rând vreau să vă mulțumim, eu personal cu fratele meu, pentru că dumneavoastră chiar ați fost lângă noi de la început și până la sfârșit și vrem să vă mulțumim pe această cale. Și investigațiile pe care le-am făcut au contribuit la aflarea adevărului și la determinant în legătură cu faptul că băieții sunt în acest moment pe acest drum. Dar o să ne lămurim imediat. Avem imagini foarte frumoase cu voi și chiar din copilărie. Dincolo de ce a însemnat ultimii ani, de faptul că, Dumnezeu să-l ierte, Cornel nu a fost un factor de unire între voi și mama voastră. Deci el a avut lucrurile bune, păcatele lui pe care le știm foarte bine, despre mor se spune numai de bine. Dar el nu a ajutat la relația dintre voi, ăsta e un lucru cert. Acum când vă o priviți pe mama voastră, vă gândiți la lucrurile care se puteau întâmpla între voi? Vă e dor de ea? Clar nu este dor de ea. Sunt lucruri pe care nu le-ați făcut, deci voi ați lipsit o perioadă din viața ei. Am trecut anumite etape. Dar nu fiindcă am vrut noi așa, s-a întâmplat. Exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, trebuia să existe un factor comun care să ne apropie. Dar din păcate n-a existat. Dar sunt foarte multe etape peste care am trecut și ne pare rău că am fi vrut să fie altfel. Ne și închipuiam acum câțiva ani înainte să se întâmple decesul și al lui și al ei, că urma ar fi trebuit să facem multe lucruri împreună. Și în mediul nostru artistic și, mă rog, da, mai multe lucruri. Ce s-a întâmplat cu disputa despre care am vorbit? Vă aduc aminte câteva lucruri. În ziua în care Ilena Ciuculete s-a dus la cele sfinte, se făcea un ultim virament într-un cont al unei bănci cunoscute din România. Pe cont scria doar Cornel Galeș, iar Cornel Galeș, Dumnezeu să-l ierte, a venit la băieți și a vrut să le dea câte ceva. Un fel, deci tortul era atâta, el voia să dea 2 degete de frișcă de pe tort. Lucrurile au început să fie clare la un moment dat apropo de modul în care au circulat banii și s-a ajuns la un moment în care ei au câștigat în instanță. Ce s-a întâmplat după aceea? Exclusiv, la Exclusiv VIP. Și domnilor, o poveste absolut fabuloasă, dar grea, ca să zic așa, cea a Ilenei Ciuculete și a soțului care o diviniza, care îi spunea Zănica și care a lăsat în urma lui o situație grea. Hai să o lămurim acum, mai povestim și despre voi, ce ați mai făcut, ce aveți de gând să mai faceți. Până la urmă, către ce se îndreaptă acea poveste a moștenirii, că noi despre Ileana vorbim, că voi cu Ileana aveți treabă. Cornel a fost cineva în viața mamei voastre. Deci cum s-a finalizat? Deci, încă de la început noi n-am avut treabă cu Cornel sau cu fata lui Cornel, cu Claudia, cum s-a vehiculat. Noi n-am deranjat-o pe Claudia niciodată. O respectăm, nu ne-a deranjat fata, nu avem treabă. Să se înțeleagă, nu am vrut să ia nimeni bunul Claudiei ce îi se cuvenea sau asta. Noi n-avem treabă. Noi am avut treabă cu ce a lăsat mămica pentru ce a muncit. Pentru că tot ce a muncit ea a ajuns pe mâinile altor oameni. Dacă ar fi rămas la Cornel, totuși era bine. Dar uite că n-a rămas nici la Cornel. Da, n-a rămas la Cornel că el a plecat, ca să zic așa. Exact. Dar pe de altă parte, cum s-au așezat lucrurile până la final din ceea ce putem spune în acest moment? În momentul când s-a vândut casa de la București, da, el trebuia să dea procentul copiilor, nu eram copiii ei,
și cum legea prevede, aveam și noi sfertul nostru. El avea 3 sferturi din tot. El ne-a ascuns faptul ăsta, vândut vila fără să știm. Noi n-am știut despre lucrul ăsta, că știi bine că exact în perioada aia am aflat prețul, 100 și ceva de mii exact. Euro. După care a murit mămica, el cu banii după vilă și-a cumpărat un apartament aici în Cosmopolis. Exact. Așa. Pe care l-a arătat la televizor și era un apartament boboc, așa, bine făcut. Da. Noi, în momentul când am început procesul cu el, de la început avocații noștri s-au dus, primul și primul lucru, au pus litigiu, au notat la cartea funciară aici, în Ilfov, pe apartament, ca să nu poată el să-l vândă mai departe, că ăsta era următorul pas pe care îl făcea. Între timp, el a plecat în Spania, a închiriat la cineva apartamentul. A închiriat la cineva? A închiriat la un elvețian, da, apartamentul. Elvețianul cu el a făcut cel mai probabil un act, o promisiune, în care ăsta s-a obligat, elvețianul i-a dat lui Cornel anumit bani, o sumă, nu știu, vai de mine, 30-40 de mii. Actul ăla n-are nicio valoare, că ăla nu este făcut, terminat prin notariat. N-are cum, din moment ce era litigiu la cartea funciară, n-avea cum să vândă. Înțelegi? Cornel a murit între timp în Spania. Procesul nostru a mers mai departe, am avut hotărâre definitivă de la judecătorie, între timp el făcuse recurs când era în Spania, i-au respins-o și ne-a dat definitivă de la tribunal din București. Apartamentul se află în litigiu, este titlul executoriu. Deci voi practic aveți titlul executoriu, voi trebuie să vă luați banii eu de acolo. Eu n-am treabă cu nimeni, eu n-am treabă nici cu cine locuiește acolo, cine a locuit, că știu că și la ora actuală, respectivul care i-ar fi dat lui Cornel și i-ar fi dat acolo ce acte au făcut ei, că alea sunt false, alea nu sunt acte normale, da? A închiriat pe cineva la rândul lui, care nici treaba asta nu are voie să o facă, dar nu mă interesează, n-am treabă cu omul. Mie chiar îmi pare rău, nouă ne pare rău de om, că omul s-a țăpit. Adică pe românește să înțeleagă toată lumea a luat țapă de la Cornel. Da. Dumnezeu să-l ierte, asta este, da. Înțelegi? El nu e treaba cu executorul, este la executor. Ce... Bun, deci... Nu e treabă cu nimeni. Cu Claudia nici atât. Practic apartamentul va fi pus la licitație, nu? Este deja. Este deja pus? Este deja, da. Și sunt anumite proceduri care se fac acum, care nu pot să dau prea multe detalii. Dar este bine, nu e nicio problemă. Deci există perspectiva ca anul ăsta să se încheie toată povestea? Sperăm, da, cât de curând. Da, asta înseamnă că cineva trebuie să cumpere acel apartament. Da, este și persoană găsită. Există și persoană găsită. Da, interesată, e tot. Și care să acopere suma, pentru că voi practic trebuie să o luați împreună în jur de 70 de mii. Da. Da. Asta e interesant, asta spuneau băieții. Deci, practic, dacă din acea sumă de 100, nu mai știu cât era de... 120 de mii de euro. Băieții puteau să primească o treime, deci... Nu 120, a fost 182 de mii. 182 de mii. Deci voi, dacă era să vă luați un sfert, asta însemna vreo 30 și ceva de 40, aproape. Deci 40 de mii de euro, da? Era ceva care ne rămânea și nouă de la mama noastră. Bun. Acum, în varianta asta, o să luați 70 de mii. Da. Deci, până la urmă, cumva Dumnezeu le-a așezat în așa fel. Noi am avut tot timpul încredere în Dumnezeu de la început și oricum nu ne-am bazat pe lucrul ăsta, pentru că știam că am fost curați cu inima, n-am înșelat, n-am făcut nimic și am zis ce vrea Dumnezeu aia. Dar mi-a părut, repet, încă o dată, mi-a părut rău, pentru că tu ai fost alături de noi de la început și, într-un fel, ne-ai inoculat chestia asta, pentru că era bătaie de joc. Și am zis, decât să ajungă munca lui mama noastră pe mâinile lui X, lui Y, lui Z, mai bine să vină în familie, că așa e normal. Una, și așa e legea. Una să vină în familie și, în al doilea rând, să fie corect. Exact. Că despre corectitudine era vorba acolo. Și drepturile de autor, că sunt importante, adică să rămână drepturile acolo de autor, în familie. Unde sunt? Sunt la noi 80%. 80%. Da. Produc drepturile astea de autor ceva? Deocamdată au fost în România e cumplit, adică e vorbeam cumplit la un moment dat și cu, apropo de moștenirea lui Ion Dolănescu, artistică, chiar moștenirea Elenei Ciuculete, prea puțin pentru la ce la noi însemne. A fost, vreau să specific chestia asta, ținând acum și profit de situația asta, la noi a fost blocat chestia cu drepturile de autor, n-am încasat nimica, pentru că atâta timp cât a durat procesul, nu se încasează nimic. Dar între timp, cum s-a terminat procesul în iulie-august, ne-am interesat și noi la drepturile de autor. Vreau să spun că este josnic, este o rușine să nu pot să spun acum ce sumă s-a acordat pentru la 4 ani după moartea mamei noastre.
Ea care a fost măcar un solist, de euro care a fost... No. Nici este măcar... vorba de 9.000-10.000 de lei. Despre ce vorbim? Incredibil. În 4 ani de zile. E incredibil, deci așa vorbim ceva. Vorbim de Ileana Ciuculete, nu bineînțeles, vorbim de... Exact. Bineînțeles că urmează să avem și noi anumite... Investigații, să investigații, vedem exact. Investigații, exact. Domnul avocat al nostru, se termină problema asta și... Adică nu se poate, că nu vorbim despre un om oarecare. Vorbim totuși despre niște artiști. Una dintre marile artiste ale României. Despre ce vorbim? Da, sunt o grămadă la noi. Și cu piese cântate, cântate și de alții, că de fapt aici e treaba. Normal. Asta e bătaie de joc. Nici măcar să ne contacteze și pe noi cineva. Bă, voi aveți putere, ați câștigat drepturile de autor. Absolut nimic. Încearcă tot la fel prosteală de asta pe față. Dar nu se mai poate cu așa ceva. Nu mai merge. Deci eu sunt dispus toți banii care iau cu Crisi după aia și să-i bag în avocat și în alea și nu las lucrurile așa cu drepturile de autor. Pentru că nu e normal. Și mie, dacă nu mi se pare un lucru normal, nu las să se întâmple. Ăsta e felul meu. Ce eu mai sunt foarte corect. Foarte bine. Ce mai face bunica voastră de la Cubaucea? Mulțumim. Este foarte bine. A fost la Craiova acum pe toată perioada de iarnă. Deci vezi, bă, ce dramă, știi, să supraviețuiești. Da. Morții fiicei tale și iată ea să treacă peste ani, știi? Iar da. Ileana, care era o femeie în putere, exact. Mă rog, au fost probleme de sănătate, Dumnezeu știe ce a fost acolo, nici mai contează. Acum că s-a dus... E tardiv acum să mai discutăm ce a fost, știm ce a fost, dar nu mai contează. A fost la noi, la Craiova, la Auraș, la unchiul nostru. Cum trece peste? Auraș este fratele. Da, este. Uite, fratele... Avem aici imagini cu băieții, ei sunt băieții, ea este aici. Ileana atunci când băieții Cristi stau liniștiți stânga, în Muguraș dreapta. A? Ce zici? Cristi în stânga, Muguraș dreapta. Da, vă recunosc. Așadar, iată-i atunci când era situația normală. O mamă, situația a fost normală, da, a fost normală până în momentul când, până pe la vreo 14 ani. Uite, aici erai la 14 ani. Copilărie, da, la țară, la mama, la bunica noastră. La Cubaucea, da. Unde vroia Cornel să ia căsuța amărâtă a bunicii de la Cubaucea. În fine, să fie Dumnezeu Cornel să fie oricum. Acolo. Da, nu vreau să le zice. Când am imprimat discul, bine, eu duetul la 14 ani, într-o seară de Crăciun. Foarte frumos. Da, aici. Sunt. Deși au prea puține amintiri, sunt amintiri frumoase, pentru că băieții ar fi putut să fie mai mult în viața Ilenei. A fost și o decizie a ei, cumva, indiferent dacă te-a influențat cineva. Și la un moment dat, Cristi, vreau să spun că noi am înțeles situația în momentul când mama noastră s-a căsătorit cu Cornel, Dumnezeu să ierte că iar vorbim despre ei, pe amândoi. Noi am înțeles că lui practic nu prea i-a convenit de noi și automat ne-am retras puțin. De-aia am și plecat la Craiova, tot ca să nu-l deranje, pentru că am considerat că și mama noastră e un om și are dreptul la viață. Și am zis, lasă, noi suntem totuși mari, avem 14 ani, 11 ani. Bine, practic până la decesul ei s-a știut prea puțin, o singură dată s-a vorbit de povestea voastră. Nu ți se pare... Da, bine, puțin. Din punctul vostru de vedere mi se pare decent, în sensul în care chiar ați lăsat și la un moment dat părut și tatăl vostru a încercat să se lămurească o parte din viața ei, dar alții au ținut-o ani de zile cu lupta asta. Nu, pentru noi, deci pentru noi eu consider că e încheiată treaba cu lupta. N-am treabă, s-a mai zis, nici cu X, nici cu Y, ce au făcut fiecare să plătească. Acum ne pare rău, dar noi avem niște acte și e dreptul nostru. Dacă respectivii au făcut ce au făcut, își asumă riscul. Bucurem, când face anumite lucruri. Așa este. Mai sunt încă 2 minute în care aș vrea să vorbim și vreau să vă întreb ce, după ani și ani, cum spunea cântecul, dacă ați vedea-o pe Ileana din nou în față, ce i-ați spune? După ce ați câștigat procesul, după ce a fost atâta luptă, după care lucrurile s-au așezat, iată în ce fel cu Cornel. Deci, că o iubim ne lipsește foarte mult și aș vrea să știe că ce s-a întâmplat după moartea ei nu s-a întâmplat datorită nouă. Asta o spun cu mâna pe inimă. Asta eu pot să nu citific. Datorită nouă s-a întâmplat și n-am vrut să se ajungă. Noi n-am vrut niciodată să se ajungă la ce a fost. Dar lucrurile au trecut și eu când merg, am fost mai devreme cu fratele meu la mormânt, am aprins și lui mămica, și lui Cornel. Bravo. Și o candele și lui Neanelu Ploieșteanu, Dumnezeu să-l odihnească. Este chiar exact lângă prietenul nostru de suflet și chiar... Așa este.
Ne pare rău. Doamnelor și domnilor, o piesă în amintirea Ilenei Ciuculete, legendara Ileana Ciuculete. Mugurel și Cristi vor merge acum către locul în care avem momentele artistice. Se va mai cânta astăzi în emisiune. Iată cum se așează lucrurile, cum le așează Dumnezeu, într-un fel încât băieții primesc ceea ce mama a lăsat în urmă. Să-i ascultăm, Mugurel.